Acum urmează să vedeți fotografii cu echipa noastră de la Matinal și apoi fotografii și cu colegii noștri, pentru că ne-au trimis. Fotografii cu noi, evident, de când eram mici. Astăzi, exact, de ziua copiilor, o veți vedea pe Ana într-o postură așa inedită, pe mine de asemenea la 4 și 5 ani, pe Andrei Tomescu, care are niște poze senzaționale. E adorabil, Andrei, vă spunem doar atât. Și de asemenea, după ce vedem poze cu echipa noastră. Și Andreea. Da, după ce vedem poze cu echipa noastră, da, fotografii cu noi când eram mici, vedem și fotografii cu colegii care ne-au trimis între timp, pentru că le-am cei scris care pe WhatsApp. S-au trezit. Hai să-i vedem pe ei primii. Da. Ei, cine e? Adi Ursu, au scris colegii. Uite ce blond e și ce deci cârlionțat. Cârlionțat. Da, și privește spre viitor așa cu încredere. Deci nu e cu atenție și îngrijorare, e cu încredere. Adi avea cam 3 ani, ne-a Mulțumim, spus. Adi, pentru fotografie. Anita Lăsculescu, wow, e pe ritmuri și pe dans aici, Anita. Anita este coordonatoarea colegilor noștri de la teritoriu, din țară. Ea ține legătura cu ei și ne ajută cu foarte multe informații era în timp real. Pe trecăreață de mică. Dar cumva are o eșarfă e și un batic. Batic și fustă, e groovy, așa. Seamănă cu o majoretă. Exact. E fabuloasă. Dar oare ce făcea acolo Anita? Dansa? Și Mădălina Mihalache. Vreau să... O singură fotografie avem cu ea, căci mi-a trimis un album întreg. Ea foarte e în categoria noastră a celor care aveam breton atunci când eram micuțe. Și pampoane avea. Mirela, da, da. Ia uite-o pe Mirela, care este producător la știrile de la ora 6. Ia uite-o pe Mirela. Deci tot breton, tot tunsă scurt. Da, da. E în casă, e în sufragerie, lângă la perdea, la fereastră, așa, da, dar nu știu ce are lângă, o mașină de scris. Celebra perdea și Silviu Neagu. Silviu Neagu e, mamă, e Beatles. Silviu Neagu rockstar. Coordonează echipele de filmare. E colegul nostru care e în cămașă, la pantaloni, Teodora. Elegant. Pam, pam, este foarte Teo atentă și ce gulerașă are. Cea pe care o auzim aproape în fiecare dimineață în casca noastră. Și ea acum ne spune am auzit-o. Că mai avem 10 secunde, mai avem foarte, foarte puțin până când să intrăm noi în direct. Foarte Teodora este frumoasă regizor fotografia de montaj. Așa, Valentin. Valentin de la Tehnic. E superb, Valentin. Ia uite ce freză are. Și ce ochi. E blond, nu? Da. Și e foarte melancolic, așa. O fotografie foarte bună. Ia uite ce portret. Mulțumim foarte, foarte mult pentru toate aceste fotografii și acum colajul fotografiile nostru, de la ora nostru 7 cu echipa noastră a știrilor dimineții. Așa? Fotografii. Și așa. Da. Așteptăm fotografii în continuare, pentru că e foarte amuzant așa să privim în urmă. Le mulțumim colegilor care ne-au trimis. O aștept pe Sabina Iosub dacă uite, s-a trezit Sabina, dacă și se uită la noi, o gură de cafea, așteptăm fotografia. Și trimite-ne poze.